să citim textul din 2 împărați 5 cu 1 până la 3 și cu 15. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și ea a zis stăpânei sale, O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Să vă pun o întrebare. Știți cum arată un purice? Puricele este o insectă mică care îi place să trăiască pe câini și pisici și să le sugă sângele. Câteodată, puricele poate să ajungă chiar și pe oameni și să le sugă sângele. Odată, un purice m-a pișcat în 7 locuri. De aceea, oamenilor nu ne prea place puricele și fac tot posibilul să se descotorosească de el. Dar puricele are și o calitate impresionantă. Este foarte bun la săritură. De fapt, raportat la mărimea lui, el este campionul campionilor. Un purice are cam 2-3 mm, dar poate să sară 18 cm în sus și 33 de cm pe orizontală. La prima vedere, asta nu pare prea mult, dar raportat la mărimea lui, el este campion mondial la săritură. El poate să sară în înălțime de 208 ori mai mult decât propriul său corp, iar pe lungime de 212 ori mai mult. Dacă un om de înălțime medie ar putea să sară la fel de tare ca un purice, ar sări cu ușurință peste un bloc de 200 de... un zgârie nor de 70 de etaje, iar pe lungime ar putea să sară peste un râu mai mare decât Mureșul. Recordul mondial la săritura în lungime este de 9 metri, dar puricele este de 40 de ori mai bun decât cel mai bun sportiv al lumii. Vedeți? Nu trebuie să fim foarte mari ca să facem lucruri extraordinare. Chiar și fetele și băieții pot face lucruri speciale pentru Dumnezeu. Acum să ne gândim la textul pe care l-am citit la început. O fetiță slujitoare în casa lui Naaman a reușit să îl convingă de puterea lui Dumnezeu. Ea doar i-a spus stăpânei sale despre prorocul lui Isus, care se poate ruga pentru vindecarea lui. Și Naaman, după ce s-a scufundat de 7 ori în Iordan, a fost vindecat și l-a lăudat pe Dumnezeu. Și noi avem un loc în planul lui Dumnezeu. Și ați vrea și voi să fiți ca și fetița și să le spuneți oamenilor despre puterea lui Isus? Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să facem lucruri mari pentru El. Amin. Amin.